Vă salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul Teorii Incredibile! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vorbim despre criza economică ce se apropie. Se pare că Federal Reserve din Statele Unite pregătește un crash al sistemelor financiare globale pentru a putea pune în aplicare Marea Resetare în 2022. Rezerva Federală se pregătește să prăbușească sistemul financiar în mijlocul unei pandemii globale care a devastat lumea din 2020. Într-un raport publicat în Global Research, autorul William Engdahl notează că Fed, împreună cu alte puteri globaliste, urmează să doboare piața financiară din Statele Unite, folosind costurile în creștere ale inflației ca scuză. Acest lucru va face ca cea mai mare bulă financiară din istorie să se prăbușească, deschizând calea pentru Marea Resetare. Mai simplu spus, Fed se pregătește să prăbușească sistemele financiare globale pentru a implementa Marea Resetare. Bazele prăbușirii și ale Marii Resetări au fost puse deja. În Statele Unite ale Americii, administrația Biden se apropie din ce în ce mai mult de a declanșa o altă cale majoră, conducând Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să livreze arme și consilierii de război Ucrainei, o țară aflată în prezent în conflict cu Rusia. Între timp, Statele Unite se află în mijlocul disputei dintre China și Taiwan, în timp ce duce, de asemenea, războaie de proximitate împotriva Chinei în Etiopia și în alte părți ale Africii. Trilionul de dolari consumat în cheltuielile de urgență, atât de către Donald Trump, cât și de către Joe Biden, plus continuarea politicilor de dobândă aproape de zero ale Rezervei Federale, au pregătit practic terenul pentru un colaps iminent al pieței. Achizițiile de active de miliarde de obligațiuni pentru a menține bula umflată au dovedit că prăbușirea este deliberată și controlată. Inflația din SUA, cea mai gravă din ultimele patru decenii, este alimentată de întreruperile lanțului de aprovizionare din Asia până la transportul normal cu camioane în America de Nord. Scena este pregătită pentru ca băncile centrale să dărâme sistemul umflat de datorii și să pregătească Marea Resetare a sistemului financiar mondial. Cu toate acestea, nu este vorba de inflație ca de un proces misterios sau temporar. Contextul este esențial. Decizia de a prăbuși sistemul financiar este pregătită pe fondul măsurilor pandemice globale de mare amploare care au devastat economia mondială de la începutul anului 2020. Ea vine în momentul în care puterile NATO, conduse de administrația Biden, înclină lumea într-un potențial război mondial prin erorii de calcul. NATO varsă arme și consilieri în Ucraina, provocând un răspuns din partea Rusiei, intensifică presiunile asupra Chinei în legătură cu Taiwanul și poartă războaie prin procură împotriva Chinei, în Etiopia și în Cornul Africii, dar și în enumărate alte locații. Economiile marilor națiuni industriale se vor autodistruge și ele din cauza noului pact ecologic din Uniunea Europeană și Statele Unite. Prăbușirea iminentă a sistemului dolarului, care va duce la prăbușirea celei mai mari părți a lumii odată cu el, din cauza legăturilor de îndatorare, va veni pe măsură ce marile națiuni industriale vor intra pe deplin în autodistrugere economică, prin așa numitul lor New Deal verde, în UE și în SUA și nu numai. Politicile ridicole zero carbon de eliminare treptată a cărbunelui, petrolului, gazului și chiar a energiei nucleare au dus deja rețeaua electrică a Uniunii Europene în pragul unor pene de curent majore în această iarnă, deoarece dependența de energie eoliană și solară, care nu este fiabilă, reprezintă o parte importantă a rețelei. Noul guvern verde din Germania trebuia să închidă 3 centrale nucleare până la 31 decembrie. Centralele nucleare generează echivalentul energiei electrice a unei întregi țări precum Danemarca. Energia eoliană și energia solară nu vor putea umple acest gol. În Statele Unite, politicile lui Biden, denumite greșit Build Back Better, construiți mai bine, au dus la un nivel record al costurilor combustibilului. Creșterea ratelor dobânzilor în această conjunctură va devasta întreaga lume,
ceea ce pare să fie tocmai planul. Consultant de risc strategic și lector, Engdahl, absolvent al Universității Princeton, a remarcat că Fed a folosit inflația de bază pentru a falsifica datele lunare privind inflația de consum, dăunătoare din punct de vedere politic, date care arătau creșterea prețurilor petrolului și cerealelor. Inflația de bază înseamnă creșterea prețurilor de consum, minus energie și alimente. Termenul a mai fost folosit de președintele Richard Nixon în 1975 pentru a falsifica datele. Inflația de bază este o înșelătorie, deoarece consumatorii americani au trebuit să plătească mult mai mult pentru benzină și pâine. În realitate, foarte puțini oameni pot trăi fără energie sau hrană, a subliniat Engdahl. În prezent, indicele prețurilor de consum din Statele Unite nu include costurile de cumpărare și finanțare a caselor și nici impozitele pe proprietate sau întreținerea și îmbunătățirea caselor care au crescut. Fed ar trebui să emită o declarație în care să admită că inflația este mai alarmantă decât credea. Această situație necesită creșteri agresive ale ratelor pentru a aplana inflația din sistem. Ajutat de rate Fed aproape de zero și de achiziții lunare de 120 de miliarde de dolari către Fed în obligațiuni, Wall Street, cu acțiuni la maxime istorice, ar putea începe o alertă de panică privind rezervele. Acest lucru, desigur, va declanșa vânzări în panică și o prăbușire a pieței în bulgăre de zăpadă, ceea ce va afecta bunurile imobiliare și va duce la colapsul acțiunilor Evergrande în scurt timp. Engdahl a remarcat că Rezerva Federală și băncile importante precum BCE din Uniunea Europeană și Banca Japoniei au acordat dobânzi zero și achiziții de obligațiuni de relaxare cantitativă pentru a salva instituțiile financiare majore și băncile de pe Wall Street și din Uniunea Europeană, fără a ține cont de funcționarea sănătoasă a economiei reale. Cel mai mare plan de salvare din istoria băncilor și fondurilor financiare, care se află în moarte cerebrală, a dus la inflația artificială a celei mai mari bule speculative din istorie. În calitate de președinte, Donald Trump a indicat în mod constant noile creșteri record ale acțiunilor S&P 500 ca dovada unei economii în plină expansiune, chiar dacă, ca om de afaceri priceput, știa că este o minciună. Creșterea se datora politicii de dobândă zero a Fed. Companiile se împrumutau la rate scăzute nu atât pentru a extinde investițiile în instalații și echipamente, cât pentru a-și răscumpăra propriile acțiuni de pe piață. Acest lucru a avut ca efect creșterea acțiunilor unor companii precum Microsoft, Dell, Amazon, Pfizer, Tesla și sute altele. A fost o manipulare pe care directorii corporațiilor, care dețineau milioane de acțiuni ale propriilor companii sub formă de opțiuni, au adorat-o, au făcut miliarde în unele cazuri, în timp ce nu au creat nicio valoare reală în economie. Cât de mare este bula bursieră din Statele Unite de astăzi? În octombrie 2008, imediat după criza Lehman, acțiunile americane erau cotate la o capitalizare totală de 13 trilioane de dolari. Astăzi, aceasta este de peste 500 de trilioane de dolari, o creștere de aproape 400% și mai mult decât dublul PIB-ului total al SUA. Numai Apple Corp este de 3 trilioane de dolari. Cu lipsa masivă de forță de muncă, blocajele și problemele lanțului de aprovizionare care vin din China, economia Statelor Unite se scufundă, iar falsul proiect de lege privind infrastructura al lui Biden va avea un efect irelevant pentru a reconstrui infrastructura economică vitală a autostrăzilor, stațiilor de tratare a apei și rețelelor electrice. Pentru milioane de americani, după prăbușirea sectorului imobiliar din 2008, cumpărarea de acțiuni a fost cea mai bună speranță pentru veniturile lor la pensie. Fed-ul pregătește o prăbușire a acțiunilor în 2022, doar că de data aceasta va fi folosită pentru a inaugura o adevărată mare depresiune, mai rea decât cea din anii 1930. În timp ce zeci de milioane de americani obișnuiți
își vor vedea economiile de o viață distruse. În ultimele patru trimestre, companiile din S&P 500 au răscumpărat acțiuni proprii în valoare de 742 de miliarde de dolari. De la începutul anului 2012, companiile din S&P 500 au răscumpărat aproape 5.680 de miliarde de dolari din propriile acțiuni. Aceasta nu este o bere mică. Dinamica este atât de nebună, încât pe fondul deciziei Microsoft de a răscumpăra tot mai multe acțiuni, directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a aruncat peste 50% din acțiunile sale Microsoft într-o singură zi. Dar acțiunile abia dacă s-au mișcat, deoarece Microsoft însăși era ocupată cu răscumpărarea de acțiuni. Acest lucru indică nivelul de irealitate de pe piața americană de astăzi. Cei din interior știu că este pe cale să se prăbușească. Elon Musk de la Tesla tocmai a vândut 10 miliarde de dolari din acțiunile sale, se presupune că pentru a plăti impozite. Făcând ca piața bursieră să fie și mai vulnerabilă la o vânzare de panică, odată ce va fi clar că Fed va majora ratele dobânzilor, există aproape 1.000 de miliarde de dolari în datorii în marjă, conform datelor din octombrie anul trecut. Datorii pentru cei care cumpără acțiuni pe bani împrumutați de la brokerii lor. Odată ce va începe un sell-off major al pieței, probabil în următoarea perioadă, brokerii vor cere rambursarea datoriei în marjă, așa numitele apeluri în marjă. Acest lucru, la rândul său, va accelera vânzarea forțată pentru a ridica apelurile în numerar. Isteria pandemiei a dus la achiziții uriașe, iar deținerile de titluri ale Rezervei Federale s-au dublat de la 3,8 trilioane de dolari la 8 trilioane de dolari la sfârșitul lunii octombrie 2021. Acest lucru a menținut ratele la creditele ipotecare pentru locuințe la un nivel scăzut în mod artificial și a alimentat panica cumpărării de locuințe pe măsură ce cetățenii au realizat că ratele scăzute sunt pe cale să se încheie. Fed a redus cumpărarea lunară de obligațiuni la zero în același timp în care a crescut ratele cheie ale dobânzilor, o dublă lovitură. Acest lucru este uriaș, iar sângele va curge de pe Wall Street începând cu acest an, când tăișul Fed va lua avânt la începutul anului, combinat cu creșterea ratelor. Statele Unite ale Americii au manipulat de asemenea datele privind ocuparea forței de muncă și cifrele inflației. Acest lucru s-a întâmplat și în timpul războiului din Vietnam, sub conducerea lui Lyndon Johnson. În prezent, economistul privat John Williams de la Shadow Government Statistics a estimat că rata șomajului real în Statele Unite este de peste 24,8%. Ceea ce este departe de 4,2% raportat pentru noiembrie anul trecut. După cum mai notează Williams, creșterea inflației reflectă crearea extremă a ofertei de bani, cheltuielile federale extreme de deficit și expansiunea datoriei federale, perturbările pandemice și lipsa de aprovizionare. Nu reflectă o economie supraîncălzită. Deficitele bugetare federale ating un nivel record de 3.000 de miliarde de dolari pe an și nu se întrevede niciun sfârșit. Creșterea ratelor în această conjunctură precară va duce la prăbușirea sistemului financiar fragil al Statelor Unite ale lumii, dar și al întregii lumi, deschizând calea unei crize în care cetățenii ar putea implora ajutor de urgență sub forma banilor digitali și a unei mari resetări. Este demn de remarcat faptul că fiecare prăbușire majoră a bursei americane din octombrie 1929, inclusiv 2007-2008, a fost rezultatul unor acțiuni deliberate ale Fed, mascate sub pretextul limitării inflației. De data aceasta, pagubele ar putea fi epocale. În septembrie anul trecut, Institutul de Finanțe Internaționale cu sediu la Washington a estimat că nivelul datoriei globale, care include datoria guvernamentală, a gospodăriilor, a companiilor și a băncilor, a crescut cu 4,8 trilioane de dolari, ajungând la 296 de trilioane de dolari la sfârșitul lunii iunie anul trecut, cu
cu 36 de trilioane de dolari peste nivelul de dinaintea pandemiei. Din această sumă, 92.000 de miliarde de dolari sunt datorate de piețele emergente, precum Turcia, China, India și Pakistan. Creșterea ratelor dobânzilor va declanșa crize de neplată pe tot globul, deoarece debitorii nu vor mai putea plăti. Această situație a fost creată în mod deliberat de băncile centrale, în frunte cu Fed, de la criza din 2008, prin împingerea ratelor dobânzii la zero sau chiar negative. Devine din ce în ce mai clar, așadar, că anul 2022 va fi anul marii resetări. Radu Sârbu de la Bursa.ro face și el o analiză interesantă. Potrivit acestuia, de la prăbușirea comunismului, timp de 30 de ani, istoria a mers ca un drum lin și aproape drept spre mai bine. Din păcate, de ceva vreme, dă semne că se pregătește de o cotitură. Semnele sunt limpezi, nici măcar nu trebuie descifrate. Liderii lumii își anunță clar proiectul, în direct și la ore de vârf. Deși proiectul lor, Marea Resetare, nu este prost, ci catastrofal pentru mulțime, aceasta tace. Oamenii vor sănătate, prosperitate, pace și par să nu-și dea seama cât de ușor pot să le piardă, deși procesul este în plină desfășurare. Fiecare cotitură a istoriei demonstrează că Marx s-a înșelat când, populist, a afirmat că masele fac istoria. Întotdeauna liderii au făcut-o, iar masele au fost conduse sau manipulate și convinse ulterior de aportul lor determinant. Susținerile lui Gustave Le Bon din celebra sa Psihologie a mulțimilor sunt confirmate de istorie. Mulțimile nu sunt obișnuite să gândească și o fac în mod greșit. Mereu sunt în căutare de lideri puternici în fața cărora să se închine. În anonimatul mulțimii, indivizii își pierd spiritul critic și simțul răspunderii personale, aderând la ideile și emoțiile predominante ale mulțimii. În opinia lui Le Bon, acest efect se răspândește ca o boală contagioasă, iar progresul tehnologic din domeniul comunicațiilor în masă contribuie decisiv la amplificarea gradului de contagiozitate. Așa ajungem la celălalt termen al binomului, pentru că mass media principale sunt deținute și controlate de elite. Trâmbița elitelor este Forumul Economic Mondial, FEM. Înființat în anul 1971, FEM se autodefinește ca fiind o organizație internațională independentă, angajată să îmbunătățească starea lumii, conturând agende globale și regionale, prin liderii din lumea economică, financiară, politică și academică. Și a demonstrat că este capabil să adune, an de an, principalii decidenți ai lumii. FEM și-a denumit a 50-a întrunire anuală, desfășurată în iunie 2020, Marea Resetare. Implementarea proiectului a fost și este atent pregătită. Cum? Pe termen lung a fost scăzut nivelul general de instruire școlară și a fost distrusă clasa mijlocie, căreia i s-a datorat democrația și prosperitatea Occidentului. Cei mai mulți au devenit mai săraci, iar cei bogați și mai bogați. Statisticile evidențiază prăbușirea ponderii clasei mijlocii în statele occidentale, de la peste 50% la 14% în Uniunea Europeană și de la aproape 70% la sub 20% în Statele Unite ale Americii în numai 50 de ani, iar procesul este în accelerare. Consecutiv, polarizarea lumii s-a accentuat dramatic, mai puțin de 1% din populație concentrând peste 50% din avuția lumii. A durat ceva timp, dar odată realizată, acțiunile pe termen scurt devin rapid eficace. Aceasta se desfășoară acum sub ochii noștri, iar mass media joacă un rol determinant. Amenințarea directă a sănătății fiecărui individ, într-o pandemie mediatizată obsesiv. Amenințarea buzunarului fiecărui individ, prin creșterea explozivă a prețului energiei, printr-o criză indusă politic, sub falsul pretext al influențelor umane asupra modificărilor climatice. Amenințarea vieții fiecărui individ,
prin iminența unui război major în Ucraina, Taiwan sau Iran. După ce, în cei 13 ani care au trecut de la criza din 2008, s-au tipărit mii de miliarde de dolari și de euro, inflația nu mai poate fi stăpânită. Creșterea semnificativă a dobânzilor de referință ale Fed și BCE în ultimele luni ale anului 2021 este numai începutul. Sunt toate șansele ca bulele din piața de capital și din imobiliare să se spargă. În plus, toți experții sunt de acord că datoriile lumii sunt prea mari pentru a mai putea fi rambursate, ceea ce sporește probabilitatea unui tsunami financiar bancar, cu consecințe devastatoare în economia mondială. Dacă se va întâmpla, va fi mult mai rău decât în anul 2008, pentru că tiparnițele de bani au mărit enorm sumele implicate, iar gălușca va fi prea mare pentru a mai putea fi înghițită de state. Ca urmare, mulțimile sunt aduse în pragul acceptării oricărei schimbări care să le scape de amenințări. Schimbarea propusă de elite este Marea Resetare. Fondatorul și președintele executiv al FEM, Klaus Martin Schwab, vorbește despre noul tip de capitalism, capitalismul părților interesate. Ar fi un nou sistem economic în care corporațiile trebuie să satisfacă nevoile tuturor părților interesate din societate, ale clienților, ale salariaților, ale partenerilor, ale comunității și ale întregii societăți. Într-un film promoțional, Forumul Economic Mondial susține că oamenii nu vor poseda nimic, iar mărfurile vor fi fie gratuite, fie vor trebui să fie împrumutate de la stat. Cum sună? Utopie. Prieteni, atât pentru astăzi. Ce părere aveți? Aștept să-mi scrieți în secțiunea comentarii de mai jos. Sunt Claudia și vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Vă aștept cu drag și data viitoare. Nu uitați să dați like și share dacă v-a plăcut acest material și să vă abonați la canal. Pe curând!